Wine of Moldova a organizat cea de-a treia ediție a Festivalului Vinului Moldovei, care a avut loc pe joseaua Kiselev, București, în zilele de 16 și 17 septembrie. Cunoscut ca un eveniment cu tradiție dedicat vinului, muzicii și culturii Republicii Moldova, ediția din acest an a oferit vizitatorilor un program extins cu diverse activități, de la degustări de vinuri, de la crame renumite și preparate culinare tradiționale, până la concerte și ateliere pentru copii și părinți. Participanții au avut șansa de a explora o gamă variată și rafinată de vinuri moldovenești, de la 44 de crame prestigioase și mici producători, susțin organizatorii festivalului. Ne bucurăm că după 2 ani de pauză reușim să ne reîntâlnim la Festivalul Vinului Moldovei, un eveniment de suflet prin care celebrăm nu doar dedicația și talentul echipelor de vinificatori și viticultori, ci și cultura și tradițiile Moldovei. Suntem încântați să aducem această experiență în inima Bucureștiului și să împărtășim cu mii de oameni pasiunea noastră pentru vin, muzică și mâncăruri de calitate, a declarat Elizaveta Breahnă, directorul interimar al Oficiului Național al Viei și Vinului. Intrarea la festival a fost una liberă.